Mă numesc Ilinca Bălaș, sunt psihoterapeut iungian și voi analiza filmul pe care tocmai l-am vizionat, Independența României, din perspectiva psihanalizei iungiene. Aș dori mai întâi să spun câteva cuvinte, foarte succint, despre ceea ce aduce nou teoria lui Jung și apoi voi intra în analiza propriu-zisă a filmului. Jung adaugă încă un strat psihicului nostru în adâncimea lui, și anume inconștientul colectiv, care se află dedesubtul inconștientului personal, ca un fel de rețea nevăzută care ne leagă în plan inconștient. Pe acest palier se află arhetipurile, structuri elementare ale inconștientului colectiv, pe care le avem în interiorul nostru, cu toții, dar pe care le umplem cu experiența personală și le trăim în mod diferit. Un alt element esențial al teoriei junghiene este procesul de individuare, care se referă la drumul personal al fiecăruia dintre noi către a deveni noi înșine, eliberându-ne de presiunile, așteptările, proiecțiile celorlalți asupra noastră, pe care, desigur, le-am interiorizat de-a lungul timpului. Pornind de la aceste două idei de bază, cea a inconștientului colectiv și cea a procesului de individuare, vă propun să revenim la film și să privim personajul principal, România, ca și când ar fi o persoană aflată într-un anumit punct al evoluției sale. O țară ar putea fi, eventual, echivalentul colectiv al individului. Are o naștere, o creștere și evoluție, maturitate și declin. În plan personal, independența, deși nu există independența absolută, întrucât noi suntem ființe interdependente și relaționale, ține de stadiul maturității psihice, în urma desprinderii de figurile parentale. Proces care este de multe ori resimțit și trăit ca un adevărat război interior, un mic război de independență. Astfel, dacă ar fi să-l marcăm pe o axă a dezvoltării, războiul de independență a României ar reprezenta etapa sa de autonomizare, de separare de dependența față de înalta poartă, care a fost o entitate politică cu rol parental, un cenzor, un părinte dur și sever al țării noastre, care nu a lăsat-o să se dezvolte liber multă vreme. Obținându-și independența, România devine un stat de sine stătător, construindu-și o identitate proprie, integritate teritorială, suveranitate. Procesul de individuare este condus de arhetipul sinelui, ca centru coordonator al întregii noastre personalități, iar regele reprezintă adesea o imagine a sinelui, în basme, în mituri, în filme, prin forța sa de a întregi, de a conduce. Astfel, în film, regele Carol I, sub domnia căruia se obține independența României, reprezintă o imagine a sinelui care ghidează procesul de individuare. Când sinele preia conducerea psihicului, ne aflăm pe drumul individuării, apar sincronicități, adică coincidențe cu sens, un alt termen al psihanalizei junghiene. Se deschid perspective și posibilități noi în planul realității, se mobilizează resurse interne. Un alt arhetip pe care îl regăsim în film este cel al războinicului, atât în polul său pozitiv, războinicul care cucerește, eliberează, protejează, cât și în polul său negativ, legat de agresivitate, suferință, moarte. Războinicul este subordonat regelui, printr-o relație de tip parental, iar Carol I vorbește de mobilizarea fiilor țării atunci când cheamă la luptă armata. O altă idee importantă din teoria junghiană este cea a paradoxului. Omul este văzut ca o ființă paradoxală și contradictorie, care trebuie să învețe să conțină și să gestioneze tendințe opuse pe care le are în interiorul său și care, evident, oglindesc realitatea, în care coexistența opuselor este vizibilă. Noapte, zi, întuneric și lumină, frig, cald. Pentru a exemplifica pe film, avem pe de-o parte imaginea Horei, care deschide filmul și apare și mai târziu pe front, și de cealaltă parte, imaginea conflictului,
a luptei dintre armate. Dacă Hora simbolizează capacitatea psihicului de a se uni, de a ține în armonie și echilibru, în mișcare, de a pune în mișcare anumite resurse, de a aduce împreună, apropo de solidaritate, tematica acestei ediții a festivalului, conflictul armat simbolizează capacitatea noastră de a ne confrunta, de a diviza, de a cuceri noi teritorii. Avem nevoie, în egală măsură, de ambele. Să unim și să divizăm. Să aducem împreună și să separăm. Important este să înțelegem care este momentul potrivit pentru fiecare dintre aceste acțiuni în interiorul nostru sau în exterior. O scenă frumoasă și sugestivă din film este cea a dansului soldaților pe frontul de luptă, în care putem vedea Erosul și Thanatosul. Dansul, ca pulsiune de viață, ca libido, energie, alături de pulsiunea de moarte, reprezentată de agresivitate și distrugere. Nu putem trăi la nesfârșit într-un timp al păcii, cum vedem în prima scenă din film. Nu putem avea doar armonie, liniște, bucurie, înțelegere în psihicul nostru. Există și vremuri de război, în care părți din noi înșine intră în coliziune. Procesul de individuare presupune luptă, atât în interiorul nostru, cât și uneori, deseori, în afara noastră. Așa cum vedem pe parcursul filmului, războiul înseamnă asumare, confruntare, înseamnă o anumită continuitate. Sunt invocate lupte duse de strămoșii noștri, ceea ce reprezintă planul transgenerațional, fiindcă de multe ori luptele noastre nu sunt doar ale noastre, ci vin cu o încărcătură din familie, din neam. Războiul înseamnă mobilizare de resurse, construirea de poduri și de alianțe, dar și pierderi. Secvența intitulată Valea Plângerii ne vorbește despre pierderi, despre suferință, depresie, descompunere, acel nigredo din alchimie și despre îngroparea morților. Aici aș menționa frumosul poem al lui T.S. Eliot, scris tot în urma unui război și a unei pandemii, apropo de vremurile pe care le trăim acum, intitulat The Wasteland, care începe cu acest subtitlu pe care îl regăsim și în film, Burial of the Dead. În concluzie, unele părți ale psihicului nostru trebuie să moară și să fie onorate și îngropate. Altele, rănite, se vor vindeca, iar alte părți, noi, se vor naște din cenușa și praful războiului, la fel cum se naște statul român, suveran și independent, la sfârșitul filmului. Un film mut, dar care vorbește clar și cu sens pe muzica emoțiilor noastre.